A început sezonul agricol și sunt întrebat din ce în ce mai des cu ce poți să conduci un tractor, iar în cazul de față, ce tractor poți să conduci cu permis categoria BE, mai ales că la începutul anului această lege cu privire la circulația tractoarelor a suferit modificări. Ei bine, dacă aveți permis de conducere doar categoria BE, trebuie să țineți cont de două aspecte. În primul rând, de legea nouă, care spune că dacă ai un tractor, o combină agricolă, un bulldozer sau orice alt utilaj agricol care nu depășește viteza de 40 de km pe oră prin construcție, poate să fie condus cu B sau inclusiv cu B fără nicio limită de greutate și ai voie să atașezi inclusiv două remorci, la fel fără nicio limită de greutate. Dar atenție! Este valabil doar pentru acele tractoare care nu depășesc viteza de 40 de km pe oră. În schimb, dacă tractorul tău, da, utilajul agricol, depășește această viteză de 40 de km pe oră, se aplică prevederea legală veche, care în continuare a rămas în vigoare, și care spune că dacă ai permis de conducere categoria BE, poți să conduci un tractor care are maxim 3500 de kg masa totală maximă autorizată. Atenție! Nu greutatea lui reală, ci masa totală din acte, pentru că neapărat trebuie să aveți și acte. Iar la acest tractor aveți voie să atașați o singură remorcă, nu două, da? O singură remorcă, care la fel trebuie să aibă o masă totală maximă autorizată de maxim, mă repet acum, dar asta e treaba, da? 3500 de kg. Deci, tractorul 3500 și remorca 3500. Asta în condițiile în care tractorul depășește viteza de 40 de km pe oră. Urmăriți atent aceste condiții, astfel încât să nu săvârșiți vreo infracțiune. Iar răspunsul pentru domnul care mi-a adresat această întrebare este că depinde de viteza pe care o atinge acest tractor. Pentru că dacă el nu depășește viteza de 40 de km pe oră, poate să fie condus cu BE, și dacă are această greutate de 4100 de kg, indiferent că e greutatea reală, masa totală maximă autorizată, n-are importanță, dar atenție să nu depășească viteza de 40 km pe oră. În schimb, dacă tractorul dumneavoastră depășește viteza de 40 km pe oră, nu poate să fie condus doar cu BE, pentru că depășește limita de 3500 de kg, așadar aveți nevoie de cel puțin ce? Dacă v-a plăcut acest videoclip, vă rog să dați un like sau o distribuire să ajungă și la prietenii voștri agricultorii și vă rog să-mi scrieți în comentarii pentru ce altă categorie vreți să mai fac un videoclip asemănător cu privire la tractoare.